Junii brașoveni au făcut spectacol pe străzile orașului de sub Tâmpa, și-au luat straiele moștenite din generație în generație, și-au împodobit caii și au pornit cu alai ca să sărbătorească învierea naturii. Tradiția junilor din Brașov este păstrată de 10 de ani și se spune că este un bun prilej pentru ei ca să-și găsească alea sa. Colegii mei de la Brașov TV au însoțit atât la pregătiri cât și la defilare și i-au filmat pentru dumneavoastră. Ei sunt junii brașovecheni. Păstrătorii ai tradițiilor, bărbații împărțiți în 7 cete, readuc în atenție obiceiuri din timpuri străvechi. Încă din anul 1922, junii brașovecheni au devenit al 6-lea grup de călărași la sărbătoarea junilor. În 68 am început călare și din 6-7 care am fost, suntem 42 acum. Suntem năstui. Am costumul de 100 și ceva de ani. Tradiția e tradiție, merge mai departe. Am un nepot care poate și el o să fie june. Deocamdată pregătim caii, așteptăm să vină și ceilalți junei cetei brașovechenilor la vătaf acasă, vătaful fiind eu anul acesta. La vătaf, preț de câteva minute, junii au degustat un pahar din vinul oferit de acesta și au mâncat din bucatele pregătite de gospodine special pentru ei. Imediat după ce caii au fost pregătiți, junii se pregătesc să meargă spre troițele din oraș pentru ca aceștia să fie sfințiți. Plecăm și noi imediat cu ei. De la biserică, binecuvântați și sfințiți cu aghiazmă de preoți, s-au îndreptat spre Piața Unirii, unde s-au întâlnit cu celelalte grupuri de juni din șcheii Brașovului. Aici, mii de oameni vin să-i admire în fiecare an. So colorful, so meaningful, yeah? And so many varieties of, yeah. So we are very surprised about this, and we are so blessed. Eu sunt născut în Baia Mare, în Maramureș, în Săini. Acum venim din Canada, Vancouver, și vrem să vedem defilarea junilor. Înseamnă mult pentru noi, locuitorii Brașovului. În fiecare an venim cu plăcere. Simțim un pic de spire românesc, tradiții care încet, încet se cam duc pe calea uitării. Apreciem. După ce au parcurs străzile din centrul istoric al orașului, grupurile de juni s-au îndreptat spre pietrele lui Solomon. Aici s-au prins în hora specifică și au aruncat buzduganul. Petrecerea continuă până seara târziu, care se încheie cu o sărbătoare câmpenească.